Fotbaliștii și antrenorii Petrini au fost primiți cu pâine și sale de copii și profesorii de la Alexandru Roșca, apoi au mers într-o sală de clasă și au semnat în caietul cu amintiri. Jucătorii prezenți la întâlnirea de astăzi au fost Marcovici, Noghi, Achim, Tabacariu și Margină, însoțiți de principalul Vania Radinovici și directorul de marketing Radu Birlică. Le mulțumim din suflet, staffului tehnic, echipei Fotbal Club Ceahlăul Piatra Neamț, pentru că ne-au onorat cu prezența astăzi aici la noi la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Alexandru Roșca. Copiii au primit cu multă bucurie, nu le venea să creadă că vor veni fotbaliști aici să joace cu ei un meci și, într-adevăr, e o zi de sărbătoare pentru noi toți. Înainte de jocul amical, un grup de majorete de la aceeași instituție, condus de doamna profesoară Georgeta Tănase, i-a întâmpinat pe oaspeți cu un moment artistic. Pe teren, meciul a fost strâns, ambele echipe au evoluat bine atât în atac cât și în apărare, iar jucătorii celor două echipe au primit încurajări de pe margine. Câți ani ai, Antonio? 8 ani. Și ce sport îți place ție? Ceahlău. Da, da, îți place fotbalul? Mhm. Ai jucat vreodată fotbal? Nu, că eu mă joc cu tata. Aha, dar pe ce post îți place să joci? Atacant, fundaș, portar, ce îți place? Atacant. Cu cine ți-i acum? Cu echipa colegilor tăi sau cu Ceahlău? Cu Ceahlău. Pe tine cum te cheamă? Ștefan Andrei Robert. Ștefanel? Da, Ștefan Robert. Câți ani ai? 15 ani jumate. Dar de ce nu ești tu la echipa ta să joci? Nu ești prea învățat să joc. De ce? Nu-ți place fotbal? Îmi place, mai joc. Și în alte sporturi, care le mai practici? Ce sporturi îți mai plac? Mai joc table, mai joc așa, mai joc și cu carte, mai joc și fotbal, mai singur așa. Ce echipă ai venit azi aici? Am văzut cu ei că vine aici Ceahlău și i-am însoțit. La ronde am însoțit noi. Dar ai auzit de echipa Ceahlău? Da. Ai fost la vreun meci al lor? Nu, dar i-am urmărit la televizor. Da? Și ții cu ei? Țin cu ambii, cu Steaua și cu Ceahlău. Cu Dinamo de ce nu ții? Nu, țin că e Câinii Roșii. S-a terminat 5-5 după un joc și o acțiune perfect organizată de FC Ceahlăul și apreciată și de jucătorii pietreni. A fost o plăcere că am putut să facem o miuță alături de acești copii și să sperăm că vom mai avea ocazia și alte dăți. O pregătire bună înainte de meciul de luni cu Rapid? Să sperăm că va fi o pregătire bună. Foarte frumos și părerea mea e că trebuie să ajungem fiecare 10 zile aici să joacăm cu copii, o să fie bine și pentru noi. Se simți foarte bine. O lepo vreme smo proveli ovde u centru sa decom. Hvala im na lepom dočeku. Potrudili su se da nam onako da nas fino ugoste i uživo sam. Ekipa a avut timp foarte frumos aici și suntem foarte fericiti despre întâlnirea asta, știi?